apreci undeva de mine, da? Să te apreci undeva de mine. Așa. Mă întrebam, mergând acum pe drum, dacă eu permis să întârzi de toate pregătirii. Tu vii din Italia, mă. Tu vii din Italia să faci matematică prof online și eu să pot să întârzi. Da, da, n-am voie cu voi, da? Deci am ales, dar am putut eu ca să ajung la întâlnirea cu tine. Așadar... Cu fier de ea. Cu fier, faci cu fier, da. Dar, o secundă, să vedem dacă are mama ceva să mă întrebe. Deci tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a treia. Așa, da. Suma trei numere este 82. Știind că A plus B egal 45. Deci A plus B plus C egal 82. 82. Știm, A plus B egal 45. A plus B egal 45. Și B plus C. Și B plus C. 53. Să se afle numerele. Atunci A egal cu cine? B egal cu cine? Să l-am aflat pe C. Ce confuz ai, nu se poate. Cum ai făcut ce lucru de bună? 83 minus 35. Dacă nu e ce, făceam 82. La a doua. A, te gândești de ce rău? Și asta e diferența? Da. Nu știi. Mă, nu știi că nu ești. Păi ce treabă una fi? De ce comparare? De ce gândești de ce rău? Și de ce ai făcut diferența la 82 minus 45? Foarte tare. Deci de aici ce rău e egal cu? Îți va fac 45 minus 53 sau cu a 1? Cum? 45 minus 53 ca sau fou? Nu, care 45 minus 53, că pe la ultima nu apăreau? Păi, dar... Mai repede, eu am amețit aici. 45 mai mic. 53. Aici am înțeles. La ce? Aici am înțeles. Da, de foarte tare a fost. Foarte tare. Am găsit iarăși. Deci te-ai descurcat foarte bine, dar mai analizează un pic aici. Deci ce cu cine este din ăsta de 82 minus 45. Și face cât? Așteptați, vă spun și au. 53 minus 45. A, vedeți la ultima? Mă uit. Mai, dar eu m-aș uita la prima și la ultima imaginară. Hai de uite, uite de la prima și la ultima mai degrabă. A, 82 minus 53? Asta e, mă, că de plus ce? Așa, a, bun, bun. Asta e șmecheria. La ăștia de uitat, că ai ieșit toți alunăți. Cum ai făcut aici, mă? Băi, da, mă, de aia, ai tare, uite-o. Foarte tare, foarte tare. Deci, aici, ce-o este 82 minus 45, faci cât faci să te uitat. Așa. 7 la final. 7 la final? Da. Am unități adică, nu? 37. 37. Da. Sigur, da? Da. Calculați! 5. O să calculez dacă nu sigur, da? Dar eu calculez, da. Dar ce trebuie să fac probă? Se cheamă asta? Da. Adică cum se fac proba? Scade sau la probă, la scădere, ce trebuie să facă? 37 plus 45. Așa! Deci 37 plus 45, tu faci ce trebuie aici. Era, te rog frumos dacă vrei să știi, băi, nu faci cum ala faci. Da, te rog. Face 80 și, e bine? 82. Da? E bine? E bine? E bine? Da, bă! Iar aici, pentru A, unde să mă duc? La 82 plus 53. Asta e. Că B plus C e 53. Și atunci vine A egal cu 82 minus 53. Și face cât? Te rog să mă descurci aici. 2 minus 3 se poate. 7 și 9. 9, da. Am înțeles la unii cărți. 29. 29? Este... Da, 29. Sigur? Sigur. Eu mi-am numărat ta. A, da, e 29. Adică probabil adică 29 plus 53. Adică 29 plus 53 trebuie să îndească? 82. 82. Și bine, da? Am calculat. Bun, da, da, ești tare. Da, ești tare. Acum ne dăm cu tot ceva în genul ăsta? Eu dăm încă una. Suma 3 numere este 92. Deci A plus B plus C. A plus B plus C este? 92. 92.
Primul număr este cu 9 mai mic decât al doilea. Primul număr, adică arul, este cu 9 mai mic decât al doilea. Adică 8 minus 8? Primul număr, primul număr, care e primul număr? A. Este cu 9 mai mic decât al doilea. Adică... Care e mai mare? 9... B-ul e mai mare, că el... El este mai mic cu 9. Da? Deci cum se zice să scriu acolo? B... Este... B nu e joc. Nu, nu ne compara cu A, B și C. Numai trebuie și A. Că zic că B-ul e primul număr. Și pe 9 mai mic decât al doilea. Scriem, zi-mi și A. Cum se scrie? A plus 9, A minus 9, A plus B. A, C, B. Dar B e mai mare. Era mic la mare, gata. Cine? Încă o dată să ascultăm. Deci, hai că citesc până la final tot. Nu. Asta. Asta. Primul număr este cu 9 mai mic decât al doilea. 2. Cu 9 mai mic decât deci al doilea. Deci primul număr. Iar suma ultimelor două numere este 65. O vedea. Asta mai la final. Gata? Dar asta vreau. Cum se scrie relația? Dar zic că ăsta e cu 9 mai mic decât B. Ce legătură se scrie ultimele astea? Legătură? Da. A cu semnul mai mic. E mai mic, nu? Da. Decât B. Da. Cu 9, ce să-i fac eu lui A? Nu. Ca să-l adun la nivelul lui B. 7 plus 9. Nu lasă, că dacă cu 9, ce să-i fac eu lui A ca să-l aduc la nivelul lui B? Că B e mai mare, zic eu, nu? Da. Din discuția aportată, A e mai mic decât B, da? Ce zic, cu cât e diferența lor? Cu 9. Cât e diferența lor? Nu. El e 10. Nu știu mă cât este. Nu știu, nu-mi dă răspunsul. Eu doar atâta știu, că A e cu 9 mai mic decât B. Ce să fac eu lui Dan ca să-l arăt la nivelul lui B? Nu știu. Lasă acolo. Lasă. Hai, concentrează-te, ești atent. Știu sigur că poți. Deci, ăsta e cu 9 mai mic decât B. Ce să-i fac eu lui Dan ca să-l arăt la nivelul lui B? Că e mic. El e mai mic cu 9. Adică 9 minus... Ce să-i fac eu lui A ca să-l aduc la nivelul lui B? Că el e mai mic. 9 plus... 9... Plus... 10? De ce 10? Nu-mi dai numele, nu-mi dai exemple. Numai atâta știu. 9 plus 8. Că între A și B este o diferență... Da. De 9. Adică 9 plus 1, 9 plus 2, 9 plus 3. Nu? Bine, gândește bine. Vreau neapărat să traduc asta. Nu. El e mai mic. Tu ești mai mic decât Davide cu 4 ani. Ce să-ți fac eu ție ca să ajungi la nivelul lui Davide? Plus 4 ani. Păi asta e mult. Tu ești mai mic, e mai mic cu 4 ani. Atunci dacă asta e mai mic decât B cu 4, cu 9, ce să-i fac eu lui A? Plus 9. Păi asta, adică ce să spui? Cum să spui? Nu. Nu. Nu ești atent și nu? Nu ești atent de loc. Hai, fie, te rog, unde? Că știu sigur că faci. Doi. Deci, eu. Da. Între tine și Davide, da? Ce diferență este? Cu 4 ani. Cum scriu eu chestia asta? 4 plus... 4. Păi, ca să ajung la nivelul lui Davide... Da. Plus 4. Deci lui Mario, mai bun 4. Lui el mai mic, îmi pune 4 ca să fie. Nu are importanță vârsta. Dar te rog să urmărești. Lui ăluia mai mic, în situația asta Mario, ca să ajungă până la nivelul lui David, îi mai trebuie 4, nu? Da. Dar dacă ai mai mic decât B cu 9, ce să-i fac eu? De ce 4? Deci Mario, da. Mario este Mario A. Mario ești tu. Da. Și de noi minus 4? Mario e 4. Ia să gândești la 4 așa. Bun. Hai să mai insistăm așa. Uite. 7
e mai mic decât 10, cu cât? 3. Adică ce fac lui 7? Mi-adun 3. Asta fac. Zic 7 plus 3 fac 10. Acum, A e mai mic decât B cu 9. Deci, ce să fac eu? Ce-am făcut lui 7? Ce am făcut eu lui 7 ca să-l aduc la nivelul lui B? 3. I-am adunat 3. Lui A, ca să-l aduc până la nivelul lui B, ce ar mai trebui lui? Că nu știu B. Păi tocmai, trebuie să-l adunăm. 9 plus 1. Nu. Zicem. Care e diferența între A și B? No. Între 10 și 7? 3. Între B și A, care e diferența? 9. Păi asta să scriu. Să scriu diferența. Adică ce să spun? B minus A. Cum zic aici? 10 minus 7 egal cu 3. Asta trebuie să scriu. Dacă diferența dintre ei... Uite, așa spune. Că A e mai mic decât B cu 9. Adică diferența între A și B... Da? Diferența între A și B egal cu 9. Alo? Da, eu sunt. Sunt într-o lecție de matematică, dacă vreți să mă întrebați undeva de albine, n-am timp acum. Nu sunt într-o lecție de matematică. Bă, la revedere. Deci, ce trebuie să scriu? Atenție, ce trebuie să scriu? Dacă diferența între B și A este 9? B minus A. B minus A egal cu 9. Asta trebuie să... Sau altfel, cum mai poate fi scris asta? Într-un alt mod? Nu știu. A minus B egal cu 9? Înseamnă că BU este 9 plus A. La ce știi tu să faci? Ca probă. Descăzut. Nu? Descăzutul egal cu rezultatul plus scăzătorul. Deci B egal cu 9 plus A. Uite-te ce șmecherie! Ăsta mic care plângea așa, eu sunt mai mic. Cu cât ești mă mai mic cât te-am văzut? Nu. No. Hai să dau eu 9. Uite, și atunci lui A, ăsta care plângea, am pus 9. Și l-am făcut la nivelul lui B. Asta e. Probă, da? Asta trebuie să spui, mă. Cu cât e mai mic, cu 9. Atunci am dat eu, zici. Îmi pun ăsta mic, îi mai pun cât e 9. Și asta vreau eu să scriu. Deci nu trebuia să scriu. Tu, A, ești mai mic? Cu cât ești mai mic? Cu 9. Lasă-l cum spun eu acum. A plus 9 egal cu B. Bun. Ce-ai mai departe? Iar suma ultimelor două numere este 65. Adică suma ultimelor... 65. Suma ultimelor, acelor ultime, da? A e primul, B e al doilea și ăsta e al treilea. Suma ultimelor două este... 65. Nu vă calculez. Nu-mi dă variante. Ce scrii meu? Ce nu, atenție. Suma ultimelor două cifre. Ce înseamnă da. Suma? Adică adunat. Adică care sunt alea? Ultimele două. Nu, B plus ce? Asta vreau. B plus ce egal cu 65. 65 în bandă. Astea două adunate fac 65. Întrebarea este, cine este A? Cine este B? Și cine este C? Și B e 9. Doar știi că toate trei fac 92. Ai că B plus C fac 65. Da, vezi pe A. Așa, îmi găsește pe D. Sigur că da. Deci, cum B plus C fac împreună aici 65. Tu ai socotit repede că A-ul ar fi egal cu 92 minus 65. Și cât face 92 minus 65? 7 la final. 7, da. 37. Și, ești atent. 27. Sigur că da, 27. Și acum, cum îl știm pe A? Îl știm.
Aole, te știu. A egal cu 27. 27 plus 27 la 0. Sigur că da. Da? Deci la aflare de B, B egal cu 27 plus 9 și egal cu... 7 plus 9, dacă am, care e într-un număr, 36. 36, rezultatul corect. Și cum mă găsesc pe ce acum? 36 plus 65 plus 36. Așa, deci cele două împreună fac 65. Da. Deci o să spunem că C este egal cu 65 minus 36 și facem împreună, că e o scădere asta? Nu. Deci o dată 9 la unități. 9. Ia mai rău, deci pe bine, nu poți să nu mă... 29. Da, dar ce am vorbit noi? Din cu atenție, eu dar nu răspuns, da? Deci 29. Răspuns corect, 29. Iată că am găsit. Trebuie să mai pune o problemă. Deci, și cu firul mă duc pe tine. Păi, mai faci un curat, trebuie să mă convinci că ești atent. Eu nu pot pleca de lângă problema asta. Uite, suma 3 numere A plus B plus C egal cu 27. C-ul este mai mic decât A cu 13. C-ul e mai mic decât A. Descriu și eu. C-ul mai mic decât A cu 13. Hai zi, cum scrie? 27 minus 13. Atenție! Că toate trei? Dar ce o îi plânge? E mai mic decât am. E mai din 13. Cui? Lui ce? Și în care e relația castrică? C plus 13 minus A. Egal? Egal? A. A, egal cu A. Că punând din 13 care plângea el acolo, era 300, cu sferea a dus la mine. Deci, C plus 13 egal cu A. Acum, A plus B. Da. A plus B egal cu, să zic, A plus B egal cu 5. 5. Da. A plus B egal cu 5. Să vedem la asta. A plus B egal cu 5. Cât o să iasă? Zic și eu, să vedem, să muncim. Dacă e mai mare A cu 13, mai mult 13, în ce caz am încă la fel ca. Ia să vedeți dacă merge A plus B egal cu 1. A plus B egal cu 1? Nu, nu. A, știu că A plus B egal cu 5. Ce faci tu în clipa asta? 13 minus 5? Știi că A plus B face 5. Pe cine îl poți afla? Ce? Pe ce? Sigur că dacă pui 5... A plus 27 minus 13. Atenție! A plus B cât e? A plus B egal cu 5. Da. Deci A plus B este 5. Da. Și înseamnă că aici pui 5 și aici C plus 5 egal cu 27. Deci asta devine, după mișcarea care o facem, C plus cât? C plus? C plus 13. C plus? C plus? C plus? Da. A plus B cât este? 5. 5. Și asta devine 5 plus C, care nu știm, este egal cu 27. Cât este? Ce-o plus 5. Adică ce-o egal cu cât? 22. 22. Ei, știi pe A egal cu 22? Da. Dar pe A? Nu, ce? Ce-i 22? Ce-o e 22? Da? Ce-o este 22? Ce-o? 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 Că a dat deja 27. A e 0. Gata. De ce am 0? Pentru că ai făcut 22 plus 5, egal 27, gata, 0! Da, bine. Deci 22 plus? 5, egal 27! Ce? Dar ce o unde? Tu pe ce îl știi? Nu mă la tine am! 0! Pentru că 22 plus 5 egal 27! Tu faci proba încă o dată aici, da? Da! Deci pui cât?
5 cu 22 fac 27. Da, da. Păi dacă tu întoarci toate acolo, nu-i bine. Aș vrea să zic... Ai 3? Da, acolo au greșit un profesor. Ce nu trebuie să scrie, au greșit. Iau, dar greșit, auzi. Nu-i cum ți-o ai spus. Ai spus tu. Aia dau cu 0, gata, nu-i dau probleme. Deci pun 3. Aia a fost. Da, ai spus 3. Și atunci ce plus 3? Ce plus 3 egal cu A, ștergi tot acolo. Adică cu ce egal A? Nu-i acolo, ce plus 3 egal cu A. Ce o știm? Cine cunoști? Ce plus 3 egal cu A. Ce o știm? Nu? Cum nu știm? Da, plus. Plus 3. Egal cu A. Cât e A? 25. Păi vezi? Asta e șmecheria. Că după ce fac aficent, ce o zbine? Și după la când te ajut eu ca să-l fac aficent. Da? Și vine și zice, știu acum, 22 plus 3 egal cu, egal cu 25, da? 25. Deci au rezultă că au egal cu 25. Și B-ul? B-ul? Da. Că plus 5, A plus B egal cu 5. Iată e bun. Păi ce știi ce înseamnă? Când problemele astea sunt foarte tari. Doi, gata, am rezolvat. Și noi, doi. Nu se poate da niște numere la pe care. Tot, deci fii atent. 25 plus 2, egal cu 74. Păi cum se compune greșitele astea? Că eu am intrat acum la încurcătură. Păi să dau seama, m-am băgat într-o situație atât de urâtă, că mi-e și rușine. Mi-e rușine din mine, acum ce trăznaie am putut să fac. Nu, vreau acum să ieșim din învârgături, că deci m-am făcut de bani. Trei numere adunate de 27. Și noi ne uităm așa, ai 25, ce ai 22. Și noi ne uităm așa, și noi ne uităm așa, și noi ne uităm așa, ce mai fac? Și 25 plus 2 egal cu 5. Trăsnaie, doamne, doamne, trăsnaie mare. Mare trăsnaie. Asta înseamnă că trebuie să... Trebuie să gândim problema asta, nu să dau numele la întâmplare. Eu m-am făcut la întâmplare, și m-am făcut de toată vasta. Cum să fie compunând de ieșițile astea? Cum să compun ca să fie un rezultat corect? M-am făcut de râs. Să fie de... Băi, dar și eu poți să dacă... Profesor, ai zis numere și trebuie să fie... Asta-i, mă! Deci, deoparte, tu pui mâna la ochi. Și nu ne vede nimeni. Gata. Așa. Eu aleg numele. A egal cu... Băi, nu te uiți. Nu mai cum am. Așa. Mai să alegeți ca lumea cu asta. Eu aleg trei numere. Ca lumea, așa, așa. B-ul egal cu... Și C-ul egal cu treaba mea. Deci, nu te uiți. Nu mă uiți un pic. Așa. Și acum. A plus B plus C este egal cu 34. Asta a fost mai? Nu. E profesor. Nu. Iar diferența între A și B, deci A e mai mic decât B cu cât face aici? 6, da? Și B plus C, B plus C, egal cu 27. Nu te uiți! Nu te uiți, dar nu-i da. Gata. Da, o să te uiți. Iubi, ați șters? Aha. Tot? Deci, încă o dată. Băi, m-am făcut o dată de parte. Acum a fost o problemă, am pus o problemă corectă. Corectă. Gata, am făcut-o. Să vedem. 34 minus 27. Pentru cine? Ce? Pentru A. Pentru A. Așa e, mă. Deci pentru A, te uitat la B plus C, că este 26. Și când am văzut pe A, și m-a venit. Au, vine și deci asta s-ar scrie acum, echivalentă. Nu l-am văzut. Da? Echivalentă cu cine? Ai spus că A plus cât vine? Plus 27. Egal cu 34. Și atunci A, uite aici, ai spus că este egal cu 34 plus 27.
Perfect. Și acum au mai mic decât B cu 6. 6. 7 plus 6. Când știi pe azi așa. 7 plus 6. 5. 7 plus 6. Egal cu cine? Egal cu cine? Pe A nu știu. B-ul, l-am adus, nu? B-ul. Deci face B-ul și atunci rezultă că B-ul este egal cu... Cât e? 13. Bun. Și cum am adus și pe C? Aul, l-am aflat. Din care am aflat pe C? Cum am aflat pe C? La problema aceasta de un profesor. Nu te uiți aici, nu am găsesc relația. Dacă cunoști pe cineva, cum vă punim? Nu cunoști pe C. B plus C. B plus C și la pe B? Pe B nu știi? Da. Da. Și la pe B ce? 13 plus 7. Cum 13? Atenție! Uite de la ultima relație de jos. B plus C. Da, 27. Nu, pe B. Nu, pe B. 13. Păi locuim pe B, că știi. Hai să locuim și bine. Da, 13. B e 13, da? Pun 13 și 7 și atât bine. 13 plus C egal cu 26. Cât este C? 26 minus 13. 27 minus 13. Și face cât? 7 minus 3, 7 minus 3, 4. Da? 1. 14. Și am găsit pe A, B și C. A-ul e 7, B-ul e 13 și C-ul este... C-ul este 14. Ei, să-ți povestesc cum am făcut cât ai spus cu capul. Să vezi cum am făcut tu mai. Ca nici mecheria. Da, acasă te opus să faci și tu problemele astea. Cu fie ziceți. Am avut tip acum. Gata, ești pe oameni? Intrăm în amitate fizică. Uite de cum am făcut, ca să ții minte. Uite ce șmecheria am făcut. Cât ai spus cu capul. I-am luat numele. Au egal cu... Cu cât am luat acolo? 7. B-ul egal cu 13. Și C-ul egal cu 14. Și am adunat toate. Și mi-a dat 34. Da. Și când m-a zis, m-am uitat la A și la B, cu cât e diferența de A? A și B, 6. 6. Și atunci a zis, A-i mai mic decât B cu 6. Da. Și, pe urmă, am adunat pe B și cu C. Și mi-a dat 27. Așa se compune greșițile astea. Deci nu se iau numele la întâmplare, ci pur și simplu trebuie să înțelegi mecanismul. Te rog, Cristina, să facă așa ceva. Adică să compună probleme. Data viitoare vreau să vă prinzi pe mine. Așa cu fir. Da, facem cu fir. Facem și cu fir. Faci două probleme cu fir. Da? Da, cum vrei tu. Dar este important să exersăm pe compunere. Da. Da? Și să se convingă el că ajunge la rezultat. Da? Dar că ați văzut ce s-a întâmplat. Când am dat numele la întâmplare, e praf problema. Asta înseamnă ce? Că am descoperit cum compun autorii. Deci mecanismul de compunere a oaselor de probleme. Da. Toate cele care le vedeți acolo sunt compuse în felul ăsta. Domn profesor, se pleacă de la... la întâmplare și a făcut A plus B egal cu 5 și 25 plus 5 egal cu 8. Tocmai, m-am făcut de faptă că n-am plecat invers. Să știu numele și să-mi dau pe unul la probleme. La revedere! Să ne vedeți la ce să vă abona la probleme online. Și încă ce să facă? La revedere! Și să-l ții la toată lumea de pe stradă. Strada de pe stradă, a fost la revedere! Da, așa.